sâmbătă, duminică. Doamne, mă, eu ieri am lucrat, da. Altă ieri am lucrat, două de, de cum de nu, ai lucrat, tăți lucrează. Da, tăți lucrează, nimeni nu șede. Nimeni nu mă crede. Da, chiar că nimeni nu te crede. Nu, eu își de ore între și vă așteptavă. Eu vă înțeleg, dar era butuiaj, la 19 cu autobus a venit. Dimineața la ora 5 scoală lumea. Lumea nu trebuie să întârzi la lucru. Lumea trebuie să iei la lucru. Nu îți spui, era în butuiaj. Scoală-te și vin la lucru. Face drumul la unde... Nu mă interesează, Aliona, tu, eu tu știu de mea, dar la ora 8 aici. Trebuie să zbori cu samolotul. La ora 8 și aici. Dar nu vii la ora 9. Dar nici n-am avut bani, m-am dus la doamna și așa. Astea sunt problemele tale, astea nu sunt problemele mele. Ai avut bani, n-ai avut bani, tu vrei să lupți, nu eu. Toți n-avem bani, nimeni nu suntem. Deci, bună dimineața, luat și distribuit, sunt de pe telefonul Lucia, după cum știți că-s blocată. Multă lume mă întreabă, îmi scrie în privat, unde-s, oameni buni, frică pe dânșii, frică mare. Eu nu știu care-s, alu Dodon sau alu Maia Sandu, care mă blochează, nu știu, dar mă blochează tare. Dar după filmările lui Boris Gâlcă, unde am fost fugărită de la Direcția Sănătate și Asistență Socială, uitați-vă acum, am fost blocată. Acum uitați-vă, noi suntem la Uniunea Executorilor Judecătorești, că vedeți? Uniunea Executorilor Judecătorești. Am venit cu Aliona, uitați-vă și cerere, către toate instituțiile, Uniunea Executorilor Judecătorești, Comisia de Etică și Disciplină, Executorul Judecătoresc Guțu Vitali, Ministrul Justiției Litvinencu, Președintele Maia Sandu, Deputaților PAS, Avocatul Poporului, pentru că mama ei nu merge și acolo numai Avocatul Poporului, și Avocatul Copilului, Maia Bănărescu, și Ministrul Sănătății, Nimerencu, Ala Nimerencu. Iată, uitați-vă, o cerere. Rog să-mi deblocați cardurile care sunt carduri sociale, oameni buni. Cardurile ei, a copilului și a mamei, sunt carduri sociale. Eu blocat cardurile, n-are un leu de una ectou, lasă vă spună. N-are un leu, noi de la ora 8 stăm cu Lucie și o așteptăm pe Aliona aici. La ora 9, Aliona de bea a venit. Știți că ectou, ascultați-o și spune. Eu n-am nici cu pâine, eu n-am pâine în casă. Eu ne-am blocat, ne-am pus sichestul și ne-am scos banii. Lui baba pensie și lui copilul ăsta, imunizat, spun. Nu indemnizația, copilul tău este pensie de urmaș. Tatăl a murit și se numește pensie de urmaș. Și pensia de urmaș e blocată la copil de 13 ani și mama ei, pensia ei 2000 de lei care o are mama, e blocată. De Guțu Vitali, oameni buni. Ia câtă-le, Guțu Vitali i-a vândut casa. Casa ei costa, casa ei în 2006 valora 1.300.000 de lei. 1.300.000 de lei. Guțu Vitali i-a vândut-o cu 250.000 de lei în 2021. A fost dat afară cu mama. Iată, și cere Aliona, oameni buni. Aliona cere la Procuratura Generală, la Procuratura Anticorupție, să fie pedepsită Guțu Vitali pentru evaluarea casei. De la 1.300.000 de lei, i-a vândut-o cu 250.000 de lei. 100.000 de lei i-a dat la părțile cele care s-au adresat în judecată și 150 i-a dat la Aliona. 150.000 după moartea lui tatălui, când a murit tată, eu a devenit moștenitoare cu mama împreună și le-a dat 150.000 de lei. Aliona stă la gazdă cu 4.000 de lei, i-a dat-o statul. Ia cât 9.738 de lei. Tot, asta e 4.000 și ceva, da? 4.000 și... 4.000 de lei în lună e plătește pe o cameră în cămin. Da, pe o cameră în cămin plătește 4.000 de lei. Eu a achitat, din când a fost dat afară, din februarie, eu a achitat toate lunile, că datoria are 9.738 de lei. Dar în rest, eu a achitat toate lunile, câte 4.000 de lei o achitat. Mama ei, fiind de 15 ani, deci am scris către Ministerul Sănătății, ține asta. Deci am scris că, Iana, dă-mi foaie, știi că nu, casa ta a valorat 1.300.000. Ai luat-o cu tine? Este. Ia-mi vezi. Mama ei, cu 15 ani în urmă, a fost tot invalid de gradul 2. Acum este la pat, nu se mai ridică, nu se mai mișcă. 20 de ani, dar nu 20 de ani, da, eu știam de 15, 20. 20 de ani are grijă de mama ei. Nu a ridicat grupa întâi, măcar grupa întâi, ca ei să stăie acasă. Să aibă grijă de mama ei, nu poate, oameni buni. Distribuiți, dați să-i ajutăm. Iată, noi am venit aici la dânșii, la bandiții ăștia,
să punem o plângere la UNEJ, Uniunea Executorilor Judecătorești, Comisia de Etică și Disciplină, pe Guțu Vitali, pe executorul judecătoresc Guțu Vitali, care este legea, este legea că nu se blochează până la datorie de 130.000 de lei, nu se blochează, nu se vinde casa, nu se vinde nimic, înțelegeți? Datorită lui Aliona s-a schimbat legea asta, Maia Sandu, că noi am protestat la ușa la Maia Sandu, s-a schimbat legea. Nu! Guțu Vitali și astăzi îi blochează cardurile sociale. Cardul, pensia de urmaș și pensia, asta sunt carduri sociale, oameni buni. Asta e limita sărăciei în Moldova. I-am dat să le protestăm, că aici, oameni buni, aici e și judecătoria Rășcanovca, și procuratura Rășcanovca, și Valentina, executorul judecătoriei Valentina, am uitat cum o cheamă, tot Zamșa, tot o tâlhăriță. Aici e alături e Roman Talmaci, aici e fiscul, aici e procuratura, aici e tot. Aici e tot cuibul mafiei la Rășcanovca, ai câte-l-s. Uitați-vă în două clădiri de aici, câți judecători, câți noi plătim, câți criminali noi plătim. Că o să ajungă pe drumuri, să ajungă pe drumuri, eu de ora 8 stau și o aștept. E de ghiunit la ora 9. O să, în primul rând, n-avea bani, într-a doilea rând, o chicată în ambuteiaj. Eu o oră am stat și cu Lucie, cât aici împreună stăm o oră, Lucie la Criuleni a venit. Noi am așteptat-o pe dânsa, de, vedeți, problema, n-avea bani, s-a dus și am împrumutat 20 de lei. Dar eu cred. Guțu Vitali, talharule! Du-ți-o pune plângerea. Hai, și să dai copii. Davai, noi și dăm jos. Aici, jos, du-și bate la ușă, lasă aici tot. Hai, du-și pune plângerea. Asta-i cerere, asta-i plângere, asta-i strigător la cer către toate organele astea competente. Băi, cât vă puteți bate joc de dus? Apasă, apasă! La Uniunea Executorilor Judecătorești aici e mare banditism. Aici e mare banditism. Apasă, Leona! Scrăiește! Nu, 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 dați, deschideți ușa și prindeți-o eu cu iscălitură. Deschideți ușa și prindeți-o eu, deschideți ușa și prindeți-o plângerea. Apasă, apasă, apasă să te prindească. Noi nu degeaba am venit aici, noi știm că aici nu se prindește. Vai, Litvinenco! Fărime ușurile Litvinenco odată și dă voie la popor să intre! Furați bani, e bun, nu vă trebuie cu ștală. Deschideți-i ușa să pui plângerea cu ștampile! Grăiește, Leona! Deschideți ușa! Litvinenco! La gunoi, Litvinenco! Toate instituțiile tale sunt blocate! Comisia de etică și disciplină! Nu funcționează Comisia de Etică și Disciplină. Acolo nu-i trebuie pedepsit Guțu. Că nu-ți faci nimic. Iată și Lucia. Da, prinimăie. Dar noi vrem la Comisia de Etică și Disciplină. Dar nu ți-o prinește nimeni. Da, dar tu trebuie să intri la comisie. Noi câte plângeri am scris. Aliona. O să scrie fie comisia să ne informeze, să ne chemim. Da. Moarte, ieși, bate la ușă, bate la ușă, du-te, scrie, da. Păi nu-ți dă număr de intrare, noi nu cedăm aici. Nu vrei, parcă e sistem de oameni. E sistem de oameni, de să știu. Corespondența către UNEJ urmează a fi depusă în cutepă. Bună ziua! Mă numesc Olar Maria. Da? Eu am scris mai multe plângeri la dumneavoastră și până în ziua de astăzi, Comisia de Etică și Disciplină voastră este funcțională? Da, bineînțeles. Dar de ce nu ne cheamă pe noi? Lucia Simon, eu, Aliona Oriol, Ludmila Istrati, Vadim Lup, noi am scris foarte multe către Comisia de Etică și Disciplină. Da, da. La Comisia de Etică sunt înregistrate multe sesizări. Ele sunt examinate în ordinea parvenirii și neapărat o să ajungă rândul și la cele scrise de dumneavoastră sau de alte doamne care vă însoțesc. Păi, dar noi avem probleme la astăzi, avem probleme cu Aliona Oriol, că i-a blocat cardurile sociale Guțu Vitali de la Botanica.
doamna a depus la noi vreo cerere în acest sens? Dar vă vreți să o depun acum, sub număr, cu ștampilă, Litvinenko, noi ne ducem pe urmă la Ministerul Justiției și dăm jos tot Ministerul și ala. Doamna, doamna care are problema cu executura poate depune cerere în cutie poștală? Nu în cutie poștală, cu ștampilă și cu număr, sub număr. Ajunge noi un an de zile, punem la voi cereri. De un an jumate venim aici și strigăm și degeaba. Priniți-o și puneți-i cu ștampilă și cu număr. Ajunge! Doamna poate să indice numărul de telefon sau adresa de e-mail care noi o să-i trafă. Nu trebuie, trebuie număr de înregistrare, pe urmă ne ducem la minister și tot locul îi înregistrăm. Sub număr îi înregistrăm, ajunge! Da, mă ascultați, vă rog. N-ați depus cerere pe e-mail la noi? Nu-i depusă, este sub ușă acum și pune cererea. Ei cu cerere în mână. Foarte bine, o depunem cutia poștală. Măi, ce cu voi? Deschideți ușurile, măi! Vă rog, cererea în cutia poștală. Deschideți ușurile, că chemăm poliția. Te văd de telefon. Ia-mi cheamă 112. Cheamă 112. Îți bați joc de noi. Dar nici că-ți bați joc. Alo? Da? Priniți plângerea sau chemăm poliția. Bineînțeles să primim în cutia poștală de letă. Nu în cutia poștală, cu număr, cu ștampilă, rușine-ți vacie. Vă vede o lume întreagă. Telefon și de e-mail și noi transmitem numărul de înregistrare. Pe e-mail ce ne spune nouă tot timpul? Dacă n-ai poșta electronică, e-mailul nu merge. Luați și priniți sub număr. Cheam poliția. Cheam poliția. Cheam poliția. Litvinenko, rușine să ție. Litvinenko, la gunoi, Litvinenko, ministrul justiției! Eu am fost interviu la botanică acolo, cu procuror. Da, da. Eu am avut 2 ani de zile jumătate, mi-a omorât sorne, înțelegi? La poliție nu ne-a dat, aici acum cheamă, nu vreți să-mi vrei, aici acum cheamă... Documentul acum cum alo? Vocabularul ăștia care... Lumașa, dă-i zborbească! Dă-i Lumașa, mai cruștia grăit! Alo, bună ziua! Vă rog frumos la Kiev 3A, aici este Uniunea Executorilor Judecătorești. Vă rugăm foarte frumos, vie, poliția nu deschide și nu ne primește cererea. Să înregistrăm cererea. Noi deschis în cuiet Uniunea Executorilor Judecătorești. Kiev 3A, orașul Chișinău. Noi nu putem depune o plângere. Acuș vă spunem. Acuș, așteptați-le acum. Nu este, este ușa în cuiet. Este ușa în cuiet. Da, dar noi nu putem intra înăuntru să punem o plângere la, cu număr, sub număr. Asta este foarte grav. Dar nu este, oameni buni, asta e instituția statului, Uniunea Executorilor Judecătorești. Poliția trebuie să vii să constate, noi să scriem plângere și cum este în cuiet. Dar cum, dar? Oara nouă, tăți-s la lucru deja de mult. De la ora 8.30 până la 5.30, orarul. De la 8.30 până la 17.30. Da, activ. Olar Maria. Kiev 3-a. Uniunea Executorilor Judecătorești. Da, bun, mulțumesc, da. Ia că două astăzi, dolarul. Ține acolo, ce vreți dumneavoastră? Și dosarul nu l-a dat, nu. Mă dăm când am să dăm îndată la esa domnesa la judecătorie, la Cecană. E că dăm o lună de zile. Și doriți voi problema? Ce doriți apartamentul, muștenirea? Și doriți, eu nu vă înțeleg ce doriți. Ce vă voi doriți, dar nu înțeleg ce doriți. Noi ne dorim că dacă e că ați dat la judecată, ce ați dat la judecată? Ce ați dat? A fost ucis, a fost omorât. Eu omorât, a fost eu omorât. Și văd că mă dăm cu 30 de zile și când a fost? Când a fost cazul? Pe întâi. Care? Anul ăsta? Da. 2022? Nu. Când am murit, are 2 ani zile să mă murit. Da. Am împlinit 2 ani zile. Da. Și am aia că noi am dat la Cecană și nu 2 ore am dat noi aici am la centru. Nu mă înțelegeți. Ce doriți? Voi ați scris plângeri că eu fost omorâtă. Da, am scris tot ce aveam, te cum zicea, dar zicea că... Și vrea să fie pedepsit cineva. Nu trebuie să pedepsit, măi, eu trebuie să înțeleg. El vrea moștenire sau vrea... Sau vrei să vadă dovadă cine a murit, sau să găsiți cine a murit și nu vrei poliția să creze. Nu vă înțeleg ce doriți. Ceva doriți, dar nu înțeleg ce. Nu, eu cred că ca dovadă. Nu o să întrebați dacă mă, dacă n-ați la judecată, poate ziceți să ne trebuie dumneavoastră, știi, că noi vă spunem când vreți ca și trece, da, nu trebuie să întrebuie. Cine se ocupă cu asta? Cine se ocupă cu asta? Fiorii dumneavoastră, copiii, cine se ocupă? Noi frații, noi. Voi frații.
Eu niciodată vă înțeleg, nu vă înțeleg, și doriți voi. Eu am avut apartament, am avut familie, am avut copii. Eu nu am avut copii și ăsta, o femeie, eu am luat și să-i fac documente. Nu am făcut documente pe deza, dar am făcut pe soseie. Ăsta, pământ, chiar așa e casa. Dar unde trăiești, în Chișinău? Da, în Chișinău trăiești, aici, lângă Ciuflă. Dar nu ne trebuie, nu. Chiar acolo, lângă Ciuflă, chiar acolo, și tot și asta. Și voi ați rămas fără moștenire? Da, nu a rămas așa, ca că cum avem inițe, că ne judicăm cu dânsa și două ori pe noi ăsta, am dat în sus. Dar Matali, la notare, ai făcut moștenire? Noi n-am făcut, noi n-am știut. Ei, da, duceți la notar și faceți moștenire. Fără moștenire nu puteți face nimic. Ascultați-mă bine, fugiți răbdă la notar și faceți moștenire. Fără moștenire nu puteți face nimic. Dar dacă ei moar, cum se face? Că-i răzniță, voi sunteți moștenitori, frații. Dacă nu au avut copii, voi sunteți moștenitori. Ce-și moșteniți? Trebuie să ai un certificat. Scrie moștenitor. Nu faci nică. Ei, dar special nu vă spune. Special nu vă spune. Matali, nu ești moștenitor, Matali, ești nicto, te cheamă nimeni. La judecată. De atât poartă doi, aici îți poartă încă 10. Nu aș să-i spun la advocat. Eu am să-i spun la advocat. Dar și ai avocat? Am cătă de advocat. Și cum? Ai cătă de avocat și nu ți-a spus că trebuie să fie moștenitor? De acasă mă nu știu. Sau Doamne ferește! Dacă n-ai prinit moștenirea, ia uite, o prinit moștenire. Ai putut face ceva fără moștenire? Nu! Datoriile ne-am prinit tot. Cu moștenire. N-are treabă de datorii. Tu ai făcut certificat de moștenitor? Da. S-a dus la notar și a făcut certificat. Cum a murit tata ei și soțul ei și a prinit moștenirea. Nu te-ai certificat. Fără certificat nu te poți duce nicăieri. Dar înțelegeți că eu am luat documentele astea și noi... N-are treabă. Matali, trebuie să ai un certificat moștenitor. Că Matali moștenești, te ce are e. Dar Matali nu poți să intre în moștenire nicăieri în proces până și n-ai moștenitor. De ta avocații vă duc în eroare. Iuha! Ia uite-o, până nu primit... Dați-mi, te rog, ăsta... Scrie telefonul. Până și n-ai certificat de moștenitor, du-te la notar, fugi amul la notar. Dar nu fugi la judecată, la notar, du-te și fii întâi moștenitor. E până și nu a fost moștenitor, e că l-a să ți spui. Eu fac tot un eu. Cănești, dar cum? Tăți gradul de rudenie, certificatul a părinților, că voi sunteți frați, sunt așa mai departe. Dar cum? Gradul de rudenie, cum o să stabilească? Ia câte o, ce-o dus? Eu dus la moștenitor, ce-i dus la notar? Buletinul și... Buletinul și ăsta... Și de moarte. Dar păi terenul și al doamnă Marie... Ce documente? Are terenul la notar și documente ai dus? Ai dus certificatul de moarte și buletinul. Da. Trebuie să ai certificatul de moarte, trebuie să ai... Certificatul de moarte e că vezi că e la dânsa și nu vreți ne-l dă ei. Cine? A, la muierea și... care... Dar nu poți, duci să mă deagă și să-l scoate din arhivă. Ești frate. Te duci și-l scoți, sunteți și rudă. Da, ești rudă, du-te la ce, du-te scoate. Avocații nu spun nimic, asta e grijările mari. Eu unde eu rămân șocată. 062. De ce să ne conectăm dacă eu să mărești trebuie să faci? 062, 076, 219. Du-te și du-te întâi și scoate certificat de, dacă n-ai de certificatul de, de om omurit. Înțelegi, de deces. N-ai certificatul de deces. Cum poți să te duci să lupți? În fiecare natură îți poți eu să fac. Mă, tati, duci la arhivă. La arhivă și scoți certificatul, dă duplicat, certificat de... Deces. De ce? Arhiva asta unii, în care parte e? Dar pe unii, la multifuncțional, unii se dă bătăieu, unii multifuncțional. La Armeanus, eu nu știu. Unii trăiești, Matali, unde locuiești? Eu așa cu toată 14 și Moscova. Du-te la Ciocana, în deal, la Sadoveanu, este multifuncțional, centru multifuncțional. Du-te la... Lângă tractorul zavod, lângă tractorul zavod scrie, acolo este, acolo se dă. Da. Du-te acolo lângă tractorul zavod, da. Avocații duc în eroare, lumea nu cunoaște. Oameni buni, după și voi decedat o rudă, ea că avem tema, după și voi decedat o rudă, deveniți moștenitori, că ești frate, că ești soră, că ești copil, că ești nepot, că n-are rude, deveniți întâi moștenitori. Dacă nu deveniți moștenitori cu certificatul de moarte, voi nu mai puteți căpăta nimic în mâini. Nu umbla la judecată, mă tăi, du-te întâi la notar și la arhivă. Hai, vă mulțumesc. Hai, poftim. Judecata nu face nimic, judecata nici nu poate. Odată ce nu sunt actele, dar avocații vă duc în eroare. Și vede cu omul, nu cunoaște și zice, vin la ședința următoare, vin la ședința următoare. Și așa ce se întâmplă. Aliona a pierdut casa datorită lui Adela Frunză. Avocata Adela Frunză, oameni buni, fugiți de dânsă. Fugiți că datorită lui Adela Frunză, care îi lua bani și îi făcea niște certificate și nu i-a spus că casa lui Aliona era vândută
În 2008, fiind în coașă, unii certificat și nu. Uitați-vă aici. Asta e că nu a făcut privatizarea. Da. Uitați-vă, când a făcut privatizarea tatăl ei, la 12.06.2006, casa valora 1.360.000. Casa valora 1.360.000. Vedeți jos, ultimul preț, 1.360.000. Dar casa lui Aliona a fost vândută cu 250.000 de lei. De Guțu Vitali, executorul judecătoresc. De atâta noi astăzi suntem aici și eu blocați azi și cardurile, oameni buni, cardurile sociale, care ele nu se blochează. Deschideți ușile, ministru Litvinenko, jele mari, aveți un an de guvernare. Aveți un an jumate de guvernare, nu faceți nimic. Noi am chemat poliția pentru că se constate că nu ne este primită cererea. Uitați-vă, pe ușă nu scrie nimic. Cutia poștală, pune în iașic după ușă. Nu punem în iașic după ușă. Noi vrem număr de înregistrare la plângere, data, luna, anul și număr de înregistrare. Că nu se face nimic. Câte plângeri au scris Aliona, nu are niciun răspuns, oameni buni. A fost chemată la CNA, da? Ai fost citat cu o lună jumătate în urmă. Cu o lună jumătate în urmă a fost citată la CNA, au arătat toate actele din nou și din nou zero. Pașa Nicolae. Eu am fost 4 ore acolo la CNA. Nu am deric cu ultima dată, îți lămuresc. Cu o lună jumătate în urmă eu a fost la CNA iar din nou. A fost citată. La toate plângerile a fost citată, citată, citată. Dar e șede fără bani. E stă fără bani, e muncește cu copil mic de 13 ani. Copil și mamă bolnavă la pat, care stă la pat și are numai gradul 2. De dezabilitate. Trebuie un pampers, șede fără pampers, că el banii... El se duce la asistență socială. Dacă două, eu scos banii. Se duce la asistență socială și se roagă la botanică, așa e, a fost pe acasă, șocătat-o, cu și achită e chirie, înțelegeți? S-o ajute, ei caută, se duce interesați, cu și achită e chirie. Da. Păi vă dați seama, 4.000 de lei pe lună, chirie. O cameră în cămin la botanică. 4.000 de lei, ai contractul de chirie. Da. Da, păi da, ai datoria, dar contractul de chirie unde-i? El n-are contract de chirie, el are datorii, ei desenează datorii. Dar unde-i fiscul? Ia uite-l fiscul. Și de aici și n-au treabă, ia câte-i, fiscul, procuratura, Râșcani, ia că aici. Uitează și mașini, stau la fisc, la procuratură, ia uite oameni buni. Asta e Moldova. Ei nu degeaba mă blochează. Eu de ce stau de la Lucia Simon de pe Facebook? Ani eu-i blocat. Ia uitați-vă și mașini au... Așa de la fisc, așa de la... Iau ce BMW cu 020. Vedeți ce numere? A, uitați-vă și BMW-ul are procurorii, judecătorii, fiscul, oameni buni, executorii, judecătorești. E țara de bandiți, de criminali, de talhari. Litvinenko, intră și dă-i pe toți afară. Atunci ai să ai susținere din partea poporului. Intră și dă-i pe tăzi de cap afară. Că aici e jele mare și dă-l afară și nu-l mai întreba. Lasă duc la CEDO. Lasă ne duc la CEDO, că noi ne-o răscu la poporul pe urmă cu dânșii. Nu vă susucăiți cu dânșii. Uitați-vă cum trăiesc aici. Procuratura, judecătoria, fiscul. Ia uitați-vă. Executorii, judecătorești. Care? S-o dat jos, tot și până la urmă, da? Tot și până la urmă s-o dat jos. Xerox, mă, de cât, dar cum? Noi ne ducem la ministrul... Copii, da, ne duceți, că noi ne ducem mai departe la Ministerul Justiției, pe tot locul, da. Ia uitați-vă, i-am dat jos. N-au încotro. A să vă dat jos, tăi, să-ți scuieți ușurile. A să vă zboare ușurile, credeți-mă și vă spun. Vine lumea, tăi, îți grămădești probleme. Păi vă jucați cu noi, urși. Da, da. Ne uitați-vă, ei se joacă. Ei s-au încuiet și nu-i trebujești. Da. Ministrul Justiției la pachet cu dânsul, că numai ei la Ministrul Justiției să stăia să... Da, am contactat eu Facebook-ul, stai liniștit, Valentin. Am contactat eu Facebook-ul, mă pun în fiecare zi să scriu diferite, îmi trimite, dacă n-ai să scrii, n-ai să deblocăm, îmi scriu Facebook-ul în fiecare zi. Îmi scriu Facebook-ul, dar
eu vă lămuresc, eu sunt periculoasă pentru dânsi și pentru bandiți. Marș la lucru! Marș și lucrează! Să nu venim noi aici, să nu umblăm noi cu protestele! Munci, lucrați, lipădătorilor! Ente nu doare capul, poate! Lucrați, să nu venim noi aici, lipădătorilor! Băcșiți de, uitați-vă, băcșiți de mașini costisitoare, luați și distribuiți-i. Uitați-vă cu ce mașini vin până la scări, la lucru. Procuratura, fiscul, judecătoria, cu a lor, uitați judecătorii cum au a lor, cheia, măi, stați în concediu, încă judecătorii încă stați în concediu, oameni buni. O jumătate de septembrie s-or începe a întoarce judecătorii. Eu nu prea am judecăți, am două la judecătorie Chișinău, Buicani, două contravenții am. Una cu lipădătura și de la spații verzi am. Ia uitați-vă, aici sunt toate mașinile lor. Toate mașinile lor, ia uite, până la scări vin. La uite, la ce oară vin la lucru și până la scări. Nu ești procuror și judecător? Nu, dar cine ești? Tu ești, aha, om simplu cu 010? Cu 010 și cu Škoda, om simplu? Nu îi spune tu nea, povești. O venit la drujii lui aici. Škoda 010. Mașini de serviciu. Înțelegeți? Le dăm tet, oameni buni. Noi tet le dăm, luați și distribuiți-i. A să începem protestele zi de zi. Încă noi cu Aliona încă avem te dus la gâlcă cu mama împreună. Noi azi vă arătăm chinou mai departe. Să vedeți interesant chinou ce e. Te duci acasă, o iei pe mama și o aduci la București 35 acolo la gâlcă. Ne ducem, noi să te așteptăm la gâlcă. Să o ducem acolo la minister, la direcție, la sănătate. O punem, iasă, București 35, iei taxiul și spui, București 35. Uitați-vă, au mașini, au parcări, ia uitați-vă, să vin judecătorii la lucru. Ia uitați-vă. Asta vin judecătorii la lucru. Vedeți? Au parcări, ia uitați-vă. Ia uitați-vă. Ia dă-mi coace, dă-mi coace, unde vâri? Dă-mi coace să arătăm. Ia uitați-vă, înregistrată, vedeți? La Unej, înregistrată cu ziua de astăzi, cu copii, vedeți? Iată așa, oameni buni, nu cedați. Iată o tătă plângerea, iată a lui Aliona, pe ziua de azi, 05.09.2022. Hai, haide mai departe. Luați și distribuiți, noi ne ducem mai departe la direcție. Aliona duce acasă, o aduc pe mama și ne ducem la direcție, la București 35, ne întâlnim la gâlcă, oameni buni. Distribuiți.